anul acesta, sezonul estival la mare a debutat mai devreme cu o alergare, mai exact cu startul celei de-a patra ediții a Maratonului Nisipului, o competiție despre care spun organizatorii că este unică în Europa, pentru că întrecerea de anduranță se desfășoară integral pe nisip. Peste 1000 de atleți din 8 țări s-au înscris la competiția împărțită în probe pe distanțe de 42, 21, 10 și 5 km, la care se adaugă și un cross numit Family Run de aproximativ 1 km. Avem participanți din țări inedite, care nu au mai fost până acum la noi, cum ar fi Indonezia, Suedia, de asemenea și participanți din țările noastre partenere, Republica Moldova, Bulgaria, Franța, Germania. Chiar dacă distanța parcursă nu a fost foarte mare, gradul de dificultate a fost unul ridicat. Este mult mai dificil și uneori chiar periculos să alergi pe nisip. O recunosc sportivii, iar un exemplu în acest sens sunt și primii care au trecut linia de sosire. Am participat la proba de 5 km. A fost o cursă foarte frumoasă. Traseul a fost relativ bun. Prima parte a fost tare. La întoarcere a fost mai greu pentru că era deja fărmânțat, afundat de ceilalți alergători. Am participat la 5.000 de metri. Prima oară pe distanța asta scurtă, din cauza unui răceli puternice, n-am reușit să mă antrenez pentru mai mult. Și totuși dificil și... dificilă și această probă. Pe asfalt te pot durea genunchii, gleznele, pe nisip, în schimb, e mai dificil. Dacă e afânat, e cu atât mai greu. De departe, revelația acestei ediții a fost un constanțean de 70 de ani care a făcut senzație printre participanți și spectatori. Nu-și arată vârsta și este al treilea an când vine la Maratonul Nisipului. A alergat fără probleme cursa de 5 km pe nisip. Trag de mine ca să fiu sănătos. Dar cum vă mențineți? Fac ciclism de performanță, da? Amatori, fac și alergare, fac de toate, gimnastic. Nu am înțeles că am fost arbitru. Da, și acum am zis că trebuie să alerg și eu ca să-mi fac de lucru. A fost timpul ăsta frumos la bicicletă, n-am putut să ies vreo 2 săptămâni. Și trebuie să fac mișcare. Valoarea însumată a premiilor a depășit anul acesta 46.000 de lei.